Siria este în acest moment o țară distrusă. Tabloul dezastrului este înfiorător. Clădiri distruse de bombe, ruine și teama că la orice pas se poate muri fac din acest loc să fie cel mai îngrozitor de pe pământ. În Siria se află fieful celei mai sângeroase rețele teroriste din lume, Statul Islamic. Intervenția militară a Statelor Unite, dar și a Rusiei, nu a putut distruge această rețea jihadistă. Membrii Statului Islamic au lovit din plin Europa prin atentatele de vineri, 13 noiembrie de la Paris, în urma cărora au murit 132 de oameni.